ziua! Să mulțumesc gazdelor noastre de astăzi pentru invitație. Așa cum știți, sunt deja la a doua vizită la această unitate, dar am ținut foarte mult să vin și să apreciez efortul care se face și cred că ar trebui la nivel național, în orice domeniu, să apreciem orice investiție care se face în țara noastră. Eu, ca ministru al agriculturii, apreciez în mod deosebit faptul că se fac investiții în zonele în care avem nevoie, mai ales într-o perioadă în care cred eu că avem nevoie. Cred că și consumatorul este foarte mulțumit, pentru că astăzi vorbim de o investiție care s-a realizat în calitate, s-a realizat în ceea ce înseamnă siguranța alimentară, iar noi, ca și reprezentanți guvernamentali, suntem mulțumiți că un sector care are nevoie de investiții în acest moment se consolidează. Avem nevoie de toți cei care lucrează pe lanțul de producție, atunci când vorbim de filiera laptelui, și cu cât avem unități de procesare mai puternice, cu atât cred că și consumatorii vor avea de câștigat, dar în egală măsură, ceea ce ne preocupă și mai tare, și producătorii vor avea de câștigat. Am discutat și am profitat și de prezentarea pe care au avut-o. Mă bucur foarte tare că unul din două iaurturi care se consumă este produs aici. În egală măsură mă întristează faptul că avem un consum de iaurt încă în România foarte scăzut raportat la media europeană. Și din acest punct de vedere, cred că este loc foarte mult pe piața românească și de investiții, este loc foarte mult și de ceea ce înseamnă creșterea producției și cred că ceea ce trebuie să facem este să umblăm la prețuri, să relansăm consumul. Și din acest punct de vedere, am discutat despre două măsuri pe care guvernul le-a luat în ultima perioadă. Am discutat despre reducerea contribuțiilor la asigurările sociale și cred că anul trecut, din ce am înțeles, efectul a fost extrem de pozitiv și am discutat și de previziuni vis-a-vis de reducerea TVA, iată și la lapte și produse lactate. Dacă inițial nu se vorbea de acest lucru, am insistat foarte tare și eu și primul ministru, mai ales pe fondul eliminării cotelor de lapte, să avem o măsură care să vină în sprijinul procesatorilor, producătorilor, în sprijinul tuturor celor care sunt pe filiera laptelui. Rezultatul final va fi acela și sunt convins de acest lucru că prețul va scădea. Asta înseamnă o relansare a consumului, înseamnă mai mult lapte de procesat în această unitate și înseamnă mai mult lapte de vândut către unitățile de procesare, de fermieri, cum sunt și cei din sală. Trebuie să salut și prezența fermierilor, nu numai a procesatorilor la această întâlnire și relația care, înțeleg că există o relație foarte bună între fermierii tradițional deja ai unității dumneavoastră. M-aș bucura foarte tare ca în toată țara să avem astfel de relații, m-aș bucura foarte tare să nu se mai vorbească de contracte care să reglementeze relația dintre producător și procesator, m-aș bucura să nu mai avem acele discuții legate de preț, de faptul că procesatorul micșorează sau mărește prețul atunci când dorește. Se va întâmpla ceva cu acea direcție pentru industria alimentară, pentru că așa cum s-a întâmplat în alți ani, Ministerul Agriculturii să încerce un rol de mediere între producătorii de alimente, în speță lactate și marile lanțuri de magazine. Punctual pentru domnul Schulz, cum previzionează vânzările companiei Danone în România după data de 1 iunie? O să las întâi pe domnul director general să vă răspundă la vânzări. Eu am răspuns foarte mult în ultimele zile și o să vă răspund după aceea, dar cred că cea mai autorizată voce să spună despre efectele, până la urmă asta cred că e întrebarea, efectele reducerii TVA în zona de lactate, care sunt efectele, cred că ne poate, sau previziunile, cred că ne poate spune întâi domnul director general și o să completez cu permisiunea dânsului după aceea. The question was about the reduction in the VAT, right? So, yes, I think this is a really very exciting news for the Romanian market. This reduction in VAT will increase the purchasing power of consumers, which ultimately, I believe, will lead in an increase in consumption. Yeah, I think this will be applicable to all food categories, but in particular for yogurt, I'm really very excited about that because you also need to know that consumption of yogurt in Romania is still one of the lowest in the world. Today, Romanians only consume 7 kilos of yogurt per person per year. If you compare this to the Western countries, Western European countries, you're talking about 35 kilograms per person per year. So there is still a tremendous opportunity to increase the consumption habits of yogurts in Romania. In order to do that, I think we'll also have to address two things. We'll have to address on the one side the affordability part of yogurt, and I think there the reduction on the VAT is really going to show a big benefit in terms of affordability. At the same time, we also have to spend on education and educating consumers about the benefits of yogurt and basically at the end of the day getting Romanians to eat one yogurt per day.
Cum va putea crește puterea de cumpărare în condițiile în care prețurile, unele prețuri sunt crescute anonim de către retailiști și în condițiile în care unii procesatori sunt chemați de unele hipermarketuri la renegocieri de taxe la raft? Eu aș vrea în primul rând să completez și cred că am mai discutat despre acest lucru. Una din probleme majore pe care le-a avut sectorul de lactate, dar și cred că și alte sectoare, a fost legată de scăderea consumului. Și acest lucru se vede în cifrele pe care le prezintă INS-ul. În ultimul an și mai ales și la începutul anului 2015, consumul a scăzut foarte mult. Deci scăderea TVA-ului, care va duce cu siguranță la scăderea prețului la raft, va relansa consumul. Acesta este obiectivul nostru. E foarte important să avem o relansare a consumului. Vă spunea și domnul director general, există, cel puțin în acest moment în România, un consum de iaurt mult mai scăzut ca și medie decât media europeană. Tocmai de aceea credem noi că marea problemă era reprezentată de preț. Odată ce prețul va scădea în perioada următoare, automat românul și oamenii în general vor consuma mai mult. Asta înseamnă vânzări mai multe, asta înseamnă o producție mai mare de lapte, deci avantaje și pentru producător, care se va procesa în perioada următoare și pentru bugetul de stat, trebuie să o spunem, înseamnă venituri dintr-o bază mai mare de impozitare, înseamnă venituri cel puțin egale, pentru că acesta este obiectivul. Eu am ținut foarte mult în discuțiile pe care am avut în guvern, să luăm această măsură și nu cealaltă de reducere de la 24% la 21% pentru toate produsele. De ce? Eu cred că odată cu scăderea prețului, având o reducere a TVA-ului atât de importantă, 24% la 9%, cu siguranță baza de impozitare se va relansa consumul, banii respectiv nu se vor duce în economii, se vor duce tot în consum și cu siguranță vom avea încasări mai mari la bugetul de stat, iar măsura următoare de la 1 ianuarie pe care ne-am propus-o ca și guvern va fi mult mai sustenabilă decât în acest moment. Acesta este obiectivul pe care... Sigur că întrebarea noastră este legitimă, mai ales în ultimele zile, pentru că a existat această percepție, a existat această informație în presă că unele magazine vor să mărească prețurile înainte de reducerea TVA de la 1 iunie. Noi suntem foarte atenți, dar cred că foarte atenți sunt și cei de la Consiliul Concurenței și cei de la Protecția Consumatorului. În măsura și sigur în limitele în care legea ne permite, vom interveni cu siguranță. Dar cu siguranță, eu pot să vă spun că am avut discuții și eu mă bazez foarte tare pe oamenii care au fost la aceste discuții la Ministerul Agriculturii și care au dovedit seriozitate în trecut. Au adus garanții că nu vor crește prețurile până la 1 iunie și că efectul reducerii TVA se va vedea la raft după data de 1 iunie. O să propunem în discuțiile următoare, din zilele următoare, chiar soluții de genul preț vechi, preț nou, astfel încât să se identifice, sigur, nu știu dacă este fezabil, dacă se poate, dacă ne permit legile concurenței, dacă putem să facem acest lucru în fiecare hipermarket, dar vom analiza fiecare portiță legislativă, astfel încât să ne asigurăm că până la urmă cel care va beneficia va fi consumatorul final, adică peste 20 de milioane de români. Vreau să dau asigurări pentru că s-a întârziat destul de mult. În toate statele membre, numai în România, avem timp până la 15 iunie să primim cereri, chiar dacă nu este încă oficial din partea Comisiei Europene, am primit toate asigurările din partea comisarului că va deveni până la 15 iunie oficial și vom face tot posibilul ca toți fermierii să devină eligibili, cei care, repet, dovedesc folosința terenului și dovedesc faptul că sunt în posesia terenului respectiv. Deci vom face tot posibilul și pentru aceștia care folosesc astfel de schimburi, deci o chestiune specifică României, dar și pentru asociații care până acum primeau, chiar dacă erau pe ordonanța 26 sau altă formă de organizare și acum sunt în imposibilitatea de a primi pentru că până la urmă plățile care se dau pe pajiști sunt o compensare de venituri pentru fermierii care nu pot practica agricultură. Deci fermierul trebuie să primească și nu asociația. Am găsit formula potrivită, am agreat-o cu aceștia, astfel încât asociația, dacă prezintă o hotărâre a adunării generale a acționarilor, prin care sunt de acord toți ca fermierii, ca subvenția să se plătească la asociație și după aceea să ajungă ce rămâne după amenajarea pajiștii la fermieri, să putem să facem acest lucru. Dar acest lucru numai după modificarea ordonanței 3 și sigur după aceea promulgarea de către președinte. Dar suntem în proces de identificarea tuturor soluțiilor astfel încât toți să fie eligibili.